Salutare, mamuci, ce faceți? Eu sunt Andy și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Andy's Or, înainte să începem acest clip. Vreau să-i fac o promovare lui Snow Gaming, care are un canal cu 2200 sau 300 ceva de genul aproximativ pe acolo de abonați. Justin, nu mă deranja, te rog frumos. Și face o treabă foarte bună. Filmează ceva Minecraft din câte am văzut o GTA 5. Eu zic că merită să dați un subscribe, așa că dacă vreți să vedeți ceea ce face, să vedeți dacă vă place, intrați pe canalul din linkul din descriere sau pe anotarea de ecran, apăsați click de pe ecran și vă trimit acolo. După cum puteți vedea, mi se vede și mie în sfârșit web-ul fucking bine, adică se vede clar, lumină tot, pentru că am și o lumină de afară naturală. E o zi însorită, o zi de decembrie, chiar de... Adică nu vă dați aici, că bate prea mult lumină în monitor. 13 decembrie, oamenilor. Ce vrei, Justin? Eu nu mă văd. Nu te vezi. Dar te rog să nu mai vorbești, mă las să mă joc, bine? Mulțumesc. Bun. Am rămas aici după ce am construit podulețul care nu prea, adică nu a ieșit chiar cum așteptam, dar e ok, adică, mă rog, a ieșit binișor. Putem băga aici astea care nu ne trebuie. Am făcut roșii niște iron pentru mai multe chestiuțe. O să vreau să mănânc ceva. Avem aici cooked pork chop. Și o să trebuiască să... Justin, ce vorbim eu cu tine? Poți... Pe bune, Justin, lasă-mă. Of, Doamne. Nu mai pot să vorbesc cu voi când vorbește el și mă enervează. Că îi zic să tacă și nu tace și cred că până la urmă îl bat. Așa. Ce nu se sparge asta? Sau că așa. Bun. Avem cumva siduri. Bun, e ok. Trebuie să mulțim cât mai mult ferma asta. Nu știu sigur dacă va rămâne aici pentru că nu arată chiar atât de bine, dar aș putea să fac așa un fel de înconjur al podulețului cu ea și pe aici și pe aici. Să fie așa, doar să arate bine. Pomul ăsta. Uitați-vă, vedeți de ce zic că nu prea dă bine cu frunzele, pentru că e peisajul din jur tot cu frunze. Ar fi trebuit să fie făcut din altceva și o să-l fac din altceva, dar momentan o să rămână așa, momentan. Lopata mi se spart, țin minte în episodul trecut. Aici avem un copac normal, spre uimirea mea. Cum de a ajuns acest copac normal aici? Sunt curios dacă pun încă unul normal aici crește. Gen, uite să-l pun aici, să-mi dea că crește. Că e copac normal. Și ăsta e de acacia. Acacia. Uite aici sunt încă doi. Parcă să zic că nu erau pe acolo. Voi știți ce-mi trebuie mie neapărat și nu știu sigur când o să găsesc o peșteră, fraților, o peșteră ca lumea. Să facem ceva, niște armuri. Măcar. Da. Lemnul ăsta l-am spart eu cumva de aici? Nu mi-am amintesc. Oh, uite că am ceva iron pe aici. O să-mi fac măcar un târnăcop. Pentru că nu am. Și o să... Am, avem și lemn la noi să luăm să facem torțe. Să aici niște cărbuni pentru torțe și aici să mergem să căutăm o peșterică drăguță. Nu știu de ce, dar mi se închid ochii, nu știu ce am. Cred că iar mi s-a făcut somn. Deși azi m-am culcat mult mai devreme decât mă culcam de obicei, adică m-am culcat pe la un 3 de vreme, în loc de 7. Bine, m-am trezit și de vreme, ci zic că m-am trezit la 7. E, tot pe acolo. Adică am același interval. Acum haideți să căutăm totuși o peșteră. What? Cine a făcut chestia asta? What? Ce oameni, băi! Pe găinușă... Aici numai ciuperci sunt în pădurea fermecată. Alu Alice. Ia auzi. Ia! Hă! Ce asta este? Ce știu să fac asta? Atât? Asta e forța lui. Pom, 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 pom. Mai sunt, bă. Îi aud. Ia! Mamă, bate să mă fac pe mine dacă mă prinde. Te speria și tu? Ieșim din situația asta cu demnitate. Ia uite, ia, bă. Să mai aud zombie.
Cred că sunt afară. Ce dar sau foarte tare. Mă rog. Nu pot să dau seama unde sunt. Cred că e vreo pește deja pe aici pe sub. Se aude prea tare sau se aude pur și simplu de afară, nu pot să-mi dau seama. Și nici nu mă interesează. Haideți să luăm ce avem de la aici și după aia să plecăm. Hop, 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 avem aici câteva iron. Mă, ce mă stresează, ui. Bun. Nu știu sigur dacă sunt afară sau pe din cauza că... Cred că totuși sunt afară. Opa. Ai pat? Da, am pat, am acasă. Cum se aude când alergă prin iarbă. Direct acasă la pătus mergem. Poc. Am ajuns acasă că ne și culcăm, dar nu găsim, încă n-am găsit o peșteră, fraților. Mă enervează, pentru că încă nu avem o peșteră ca lumea. Se aude... Bravo ție! Hai murit! Hai să băgăm ăștia pe foc aici, să ne facem un chest plate, pentru că nu vreau să murim chiar așa instant dacă vine vreun monstru peste noi. Am și într-un cop de iron. Veșnica problema mea, eu nu găsesc niciodată peșteră, fraților. Deci caut peșteră și nu găsesc, dar întotdeauna mi se întâmplă chestia asta, mai ales la început de server, de serie. Cât de bine arată locul ăsta aici, așa, cu muntele ăsta, așa. Uai, de mine cât de tare! Să fac aici o cascadă, neapărat. Aici o să fac o cascadă, sigur. Și aici suntem în Birchwood, se pare. Birchwood Forest. Sau Birchwood, da, Birchwood Forest. Sunt doar curios dacă avem peșteră pe aici aproape. Nu, aici ne... Oh, uite aici o peșteră. Sigur, nu se duce foarte mult în jos, dar... Dar nu se duce deloc în jos, de fapt, ce... Nu mai stresez. Nimic. Hop, cărbune. Avem nevoie de cărbune aici. Sparge-i repejor, că ne trebuie. Nu se știe niciodată când o să avem nevoie de ei și o să rămânem fără. Așa e. Așa e, nu-i așa, Justin? Dar tu ești pregătit să mergem să te tunzi? Da. Bine. Că în 30 de minute și plecăm, cam așa. Mai mult un pic, în 40. Bun. Haideți să vedem dacă mai găsim și altceva, că asta aici n-a fost... O peșteră prea primitoare, să zic așa. A fost foarte micuță. Dar ne plătesc dimensiunile mari, nu orice. Hop. Hop. Uite, dovleci! Poți super. Să-i pui pe cap. Super. Da, pot să-i pun pe cap. Dar nu vreau să-i pun pe cap, vreau să iau decât. Pune-i pe cap. Poți să-i faci să mine. Pui toate să aici. Știu. Dar am și trebuie, că după... Că pot să-i și mulțesc acum. Ia. Să vedem. Parcă ai fi Tarzan. Ops. Vedeți la inimioarele mele. Uitați-vă ce-am făcut. Cât mai aveam până muream. Eu m-am văzut mort oricum, dar... Am scapat ca prin urechile acolo. M-am gândit... Oh, oh. Te rog, fii o peșteră mare. Se pare să răci în jos destul de bine. Hop. Iar s-a auzit zgomotul ăla ciudat, care nu știu ce e. Bun, hai să vedem. Toc, toc, toc. Toca, toca, toca. Incitant. Dar în același timp greu. Pentru că e destul de periculos să coborăm acolo. Dar nu are nimic.
Au și scheletoni. Oh, cât de mare asta aici. Iron. Mult. Știu, dar uite și tu cât de mare asta. Toată peștera asta, nu știu cum o explorez eu pe toată. Adică pot să o explorez, da? Ia uite-l. Fraiere. Am mai văzut ceva verde acolo. Normal. Lavă. Au și un schelet, dar nu știu pe unde e. Vazul în tavă îmi prinde iron. Și eu l-am văzut, e pe aici pe undeva, uite. Acolo. Și o să-l și luăm. Vazul e în spate. Au. Puțin. Bărgar, am găsit o peșterică, oameni buni, mă mir. Deși banca am pierdut de casă, nu mai știu nume casă, dar... Găsim noi drumul înapoi. N-avem cum să nu-l găsim, pentru că suntem băieți inteligenți. Întotdeauna lăsăm urme. Și știm pe unde am venit. Bine, nu chiar, să știți. Nu știu tot timpul ce fac, stați să ne știți. Nu sunt nici mai pe aici. Iron, 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 iron. Gata, aia. Pe tot, toate bucățile de aici le-am luat. Și aici, da. Zombi. Ce fac eu? Se omoară undeva. Da, un pic, că n-am torțe și mă enervează. Bun. 12, ai torțe. 48, ai. Mănâncă. Și bărbat. Și du-te, Andy. Așa. Unde sunt scheleții ăștia borâți? Căut undeva. Ia uite-l. Mi-am aruncat sabia, mi-am aruncat sabia. În moment nepotrivit să ți se ducă sabia. Nu, mi-am aruncat eu ca fraierul. Dar e pe terminat. Enderman? Apoi e și pe mine. Ole, ce aici? Uaaa! Doamne, cât scheleți! Tu ai văzut ce-i zi? Mai bine pleci acasă. Nu că vin, ia să vezi cum e să ieși după colț. Bă, cât scheleți sunt pe șterea asta? Hai că i-am rupt. Mai văzut încă unul. Nu mai era. Văzut eu încă unul. Nu, ați-a fără decât ăștia. Era un Enderman, mi se pare. Fugi. Nu era un Enderman. Enderman, acum! Fu Enderman. Ce face ăsta a fugit de mine? Ia. Endermanii de obicei se bat greu. Da, da, trebuie să știi să-i bați. Vă zici că m-am pus mai jos ca să nu mă uit la el și după aia dărui decât la picioare și-l bătui. A, că dacă te uiți la el, dispare. Te atacă și nu se teleportează. Da, se teleportează, pe aia. Dacă te uiți la el, dar nu mă uit la el și de aia nu se mai teleportă și-l bătui ușor. Nici măcar nu m-a atins. Un Enderman l-am rupt. Un Enderman a fost ucis de Andy lecturatul și de forțele lui supranaturale. Am filmat deja 14 minute, nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul. Se vede că îmi place chestia asta. Am uitat să vă zic să vă lăsați un like, of Doamne, dacă vă uitați aici și ați văzut, lăsați și voi un like, vă rog eu frumos. Like. Ce? Like. O să-mi dai like, o să-mi dai și tu like, bine, mulțumesc, gata. Dacă îmi dai o să-mi like, am toate like-urile din lume, ce să mai... Hai să vedem că am reușit să facem rost de destul de mult iron, sincer, și mai e pe aici cât am explorat noi și l-am luat pe tot, pentru că întâi eu sunt adeptul să pun torțe, să văd ce fac și după aia să explorez. Și mai avem de luat destul de mult, dar o să luăm ușor, ușor. Încetul cu încetul am învățat tot alfabetul, știi vorba aia, nu știu? Nu? Sau nu știi că tu încă n-ai învățat alfabetul? N-am învățat alfabetul.
Și nu vrei să-l înveți? Hm? Nu e vorba că vrei să anul corpul, nu trebuie să-l înveți, fraiericule, ha, ha. Creeper! O să-l trebuiască să-l înveți? I'm gonna... Da. De unde? Clasa întâi. Clasa întâi? Da, pe cam atunci îl înveți. Din câte îmi amintesc eu. Bun, aici o să termine, ok. Să știu că se termină, să nu mai vin niciodată pe aici. Am cablesun, am mâncare de pește să-i dau lui Stinel, am... Bun, să pun așa aici, că pe acolo n-am nicio treabă să mă mai duc. Uite așa. Cum nu am nici pe aici? Acolo a murit un zombi ca prostul. Și-a dus în lavă. Bun. Bun. Deci aici nu mai mă duc, nu m-am de ce. Bun, aici dau o altă peșteră deja. Deci aici trebuie să mă întorc. Dar nu deocamdată, mă întorc și cu armură full iron. Pentru că deocamdată n-am armură full iron și nu are rost. Să vedem, bun. Așa, gata, hai să mergem acasă. Nu mai știu de sigur unde am venit, dar mi-amintesc eu pe parcurs pe aici. Așa, uite așa, exact pe aici, bun. Bun, toată lumea, din păcate trebuie să închidem acest episod aici pentru că s-au făcut în jur de 15 minute. Dacă vă place această serie și v-a plăcut și acest episod, nu uitați să apăsați și voi un butonul de like, să dați și voi un like și noi ne vedem la viitoare. Pa, pa!